Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit! Dragii mei, astăzi mi-a venit rândul la Dovleac. Asta e purcelușul nostru. A venit rândul să o tăiem. Știți că am de mult, deja de o lună, am ținut afară, acum a venit gerul, am zis că gata, nu mai lăsăm, o tăiem, facem cu ea plăcintă, facem mai eu știu ce rețetă, o să mai punem și la congelator, că uitați cât e de mare. Facem în dubă, neapărat. Și o să curățăm, o să răzălim, o să tranșăm noi, o să facem porții. Acum, noi am dus-o înăuntru, am spălat-o, am pus-o pe tabla asta, ca să nu fie pe masă direct, știți? Am pus-o pe tabla asta pe care lucru eu, ca să... Ține bine de... Bă, nu scutura, pe lup masa. Așa că, acum Mihai o să taie cu scula lui performat de... Firez. Bonfire ce-i, nu știu ce-i. Dragilor, vă spun și eu bună ziua. Tranșăm purcelul după Crăciun, după Revelion. L-am lăsat să prindă și el Crăciun, da, și Revelion. Ce face folosire? După spălătare. Săracu. Și acum îl împărțim în vreo mai multe și o să facem plăcintă, o să coacem în tăpsâie, în cuptor. Îl dau pe mâna lui Margaret să facă cu el și să văd cum o să pot să-l tranșez, că-i o crescut purcelașul nostru de Dovleac. L-am lăsat acolo în curte, în îngheț. Hai, da, asta nu mă gândea că așa încet, dar ne descurcăm, că îl dăm peste cap, unde-i tăitura asta? Opa! Nu poți mi-a cu cuțitul. O să șterg și cu cuțitul. Dar când vorbește doamna Margaret, să mai întâmple cât eu ceva. Uite, cuțitul ăsta mare, da. Ai grijă. Opa! Wow, uitați-vă, dragii mei, cum arată. Uite ce fain. Da, te las pe tine să curezi sămânța până... Dar nu pune aici, că am loc. Până asta la loc. Da. Să vedem. Uitați, eu am pregătit o lingură, ca să scopim. Uitați, așa, luăm. Uai, ce de... Mama mea, câte din asta are mea. Are sămânță. No, asta chiar că o fi bună, dragii mei, uitați. Am pregătit aici un bol unde să punem noi sămânța asta, uitați așa. Tragem tot din ea, să nu rămână nimic și o să mai vină tăiat și o să curăț de coajă, o să răzălim. Uitați, acum asta am scos miezul, nu a avut mult miez în ea și acum o să iau ăsta. Mamă, ce greu e! Uitați, când eram noi copii mici, tremuram după sămânța asta, că puneam la uscat, știți, și mâncam. Putem și asta, eu cred că o să curăț și o să prăjim în dubă. Să, nu știu, să o strâng, să dau la momo, să pun în grădină. Nu știu ce să fac. Ori, dragii mei ăștia, dacă le strâng, să-mi scrieți un mesaj, dacă strâng sămânța, ori acum nu îngheață, nu o mai fi bun. Undeva de iarnă, uscat. Dar unde uști acum iarna? Undeva, unde pui la ziar.
Deci ați adunăm de aici, așa. Și acum mai o tăiem, o mai las cum ea, să mai taie așa. Asta o să punem noi undeva. Și o las pe Mihai să mai taie și numai să facă scula lui. Și după ce face, mai o taie în bucăți mai mici și după aia o cură și o răzălesc. Dragilor, cred că pe mine nu m-ați văzut anul ăsta. Vreau să vă spun la mulți ani, un an fericit. Vă doresc tot ce mai bun pe lumea asta vouă. Aveți un an binecuvântat și acum îl tăiem. O să tăi și mai mici sau mai mari, nu știu, oricum mai trebuie tăia. Da. E cam înghețat, a stat acolo în curte, afară. Pe lângă cotor, că cotorul vreau să o scot. Mă dai cuțitul. Acolo e cuțitul lângă tine. Bun, fai rău, este cam micuț. Așa. Ăsta numai să scoți cotorul cu bonfaierul, că poți. Ai așa. Da, mai ia mânuța. Asta e coada la purșelaș. Are coadă cam grosuță. Vezi că te mușcă. Purșelașul. Poftim, pune coada. Uite, asta aruncăm, că e cu cotorul, vedeți? Uitați ce fain e, o punem aici. Și acum tăiem așa, mai micuțele, nu? Nu poți cu cuțitul, Mihai. Aici tai așa, câteva, că e mai înghețat și mire mai greu. Și după aia încercă. E rece, da, că o stat afară și e normal. Să nu pice. Așa. Uitați ce felii faină e. Mai odată poți să tai și așa. Eu zic, la. Nu-i musai, e lung. Deci, dragii, noi nu arătăm operațiunea care facem noi de artă. Da, asta e operațiune de artă. Am șat un dovleac mare. S-a fost dovleac mare. Și atunci, doamna Margaret, dacă vrei să pune mai încolo, pe tată, pe mijloc, pe tată, acolo, dacă mă lunică. Așa. Dacă n-ai dus o cratiță și o... Poate sta așa aici, că nu mâncă nici cuțul. Mihai, nu trebuie! Întâlnim pe ăsta invers. Să vedem, merge cam greu. E înghețat aia. Mai tai pe ăsta. Le-ai și așa de răburi. Ia cuțitul de acolo, că tai pe ea. E foarte rece, mângheață mâinile pe ea. Așa. Și... Și Miriam, cum a fost la școală, tati? Ce ai făcut azi la școală? Mi-a venit cu Miriam de la școală, dragilor. Miriam a avut azi 2 ore de sport, a zis că doare picioarele,
erodat ceva text la română, însușire de cuvinte, o da și la matematică, al alteri, sau când ai dat, Miriam? Da, al alteri. Al alteri? Da. Nu știu, fata, mi-au făcut unele greșeli, dar... Au avut înmulțire cu numere. Au mulțit bine, dar când le-au pus una sub alta, acolo greșit și trebuiau adunate și acolo a fost greșeală. Deci mai puțin și dovleacul nostru este gata. Și atunci ales pe doamna care să facă ce vrea cu el. O să avem aici, o să facem de vreo 2-3 ori, nu știu, mâncare cu el. Dragilor, vedeți? Noi vă arătăm și când dobleacul ăsta mare. Da. Bine, nu mai trebuie tăiat așa. Acum, dacă l-am apucat, ăsta mai tare. Dar o să-l lăsăm așa? Da, mulți așa. Da. Imediat, acum cu răbdarea treci mare, așa îi spun și la fata mea. Nu se poate face așa, hop, sub. Știți că și Dumnezeu a făcut lumea 6 zile. Și numai la 7-a s-o odihnit. Asta mai tăiem, aia și gata, restul așa. Asta mai tăiem. Da, și mai avem. Asta mai tăiem pe jumate. Și atunci lăsăm pe doamna Margaret să le împartă, să le facă cum vrea ea. Și vă spune ce face din ea. Dragilor, eu vă las, vă iubesc, o zi bună! Dragii mei, acum eu, Mihai, bine, mi l-a tăiat mie aici așa, bucăți mici, dar credeți-vă că trebuie și coja luată, că e foarte tare, uitați, vedeți ce coja tare are. Și acum eu încerc să tai coja prima dată și le punem pe partea asta. După ce am curățat coja la cât, atunci o să le spăl și o să încerc să le răzălesc. Bine, acum nu tot, o să las și o să tai niște bucăți felii care o să introduc în cuptor și le facem așa. Asta le curăț numai acum, că uitați cum e. Curăț, după aia spăl aici tocătorul ăsta, adică nu-i tocător, e tabla asta pe ce lucru eu. Asta am pus sub ea ca să nu cumva să tai fața de masă, să... Asta, că ăsta e lemn, știți? Asta, dacă dai cu cuțitul pe ea, nu se întâmplă nimic, dar dacă dau pe față de masă din greșeală sau ăsta, imediat se taie. Și de aia am pus ăsta și cum v-am spus, încerc să... Să vedem. Eu am dus și ăsta, vedeți, cu ce cuțitul economic, să vedem dacă putem să curățăm cu ea. Numere. Să știți că numere. Știți de ce numere? Fiindcă este foarte tare coja, vedeți? Uitați. Și trebuie avut grijă mare. Uitați. Tot cât e un pic, așa rupt. Numai așa pot să fac cu ea, altfel n-am cum, că are coajă groasă și tare, tare. Așa, și care le-am curățat, îl punem în partea asta și de aici luăm și punem înapoi, uitați așa. Și coaja, după ce am luat, o să le punem în blidul ăla și o să aruncăm, că doar n-avem ce face cu ea. Și restul o să
uitați așa, nu prea mi la îndemână să o curăț, să știți, dar cum putem, așa facem. Ei, uitați, vedeți ce fain am curățat. Na. Și ăsta o întorc așa și mai mi-e ușor să le tai, așa, să împing în jos, chiar dacă rămâne un pic pe ea, dar așa mi-e mai ușor, mere mai repede. Așa. Și acum vă arăt imediat. Uitați ce fain să te curăță și atunci o să iau blidul ăsta, uitați așa, și tragem coaja aici. Vedeți? Uitați, să facem curat. Că mie nu-mi place când e foarte mult și tot așa. Merem să luăm coaja la tău. Deci nu lăsăm la niciuna coaja, că n-avem nevoie. Oricum tot vine tranșat, tăiat. E de lucru cu ea. Bine, știți că dovleacul ăsta, cine nu a văzut și nu știe, vă povestesc ca să știți. Deci, acum cam o lună jumate, hai să zicem două, am fost la țară, la Ziman, că eu sunt de la Ziman, și am acolo pe maică mea și am pe frații mei. Deci, am fost la Ziman cu Miriam, și sora mea are grădină. Eu am încă, afară de mine, încă două surori și un frate. Și vreau să vă spun că am fost la Ziman și are în grădină dovleac. Și au avut vocinși, dar mari, mari, că acolo, dacă vedeți videoclipul ăla unde am filmat, să vedeți cât dovleac a avut, vreo 5, tot așa mari. Încă nici nu am luat pe cea mai mare. Ea, săraca, a vrut să mi-l deie pe cea mai mare, exact pe cea mai mare. Dar n-am vrut să le iau, că nu puteam nici să o ridic, așa era de mare. Și am zis că nu, întrebarea chiar cea mai mare, să-mi deie una mare așa. Am luat-o aia, pe aia mai mijlociu. Și Miri o mai primit atunci, care eu nici nu am știut, n-am văzut-o. La Miri o mai dat una mică, care am făcut atunci imediat. O ieșit foarte, foarte bună. Am făcut și din aia două rețete foarte faine. Dacă vă uitați pe canal, o să le vedeți. Să vedeți ce fain am făcut din ea. Am făcut și plăcinte, am făcut și în cuptor. Deci a ieșit foarte, foarte bun. Și de data asta, uitați că și aici avem sămânță, avem și de data asta v-am zis că o să vedeți că o să vă fac iară plăcintă, că n-am mai făcut-o de vreo două luni și acum fac altfel, foarte bună. Și bineînțeles o să facem și la cuptor, că nouă ne place, nu știu dacă vouă vă place, să-mi scrieți dacă vă place, dar mie tare mult îmi place. Noi când eram copil v-am spus, mai ales iarna, păi bunica mea ne făcea, Doamne, acum nu chiar în fiecare zi, dar cel puțin o dată la două săptămâni ne făcea. Că aveam mult dovleac, că bunica mea era unde avea porumb și acolo băga și dovleac între porumb. Și gândiți-vă că făceam, nu cumpăram pe bani, că se făcea la noi în grădină și doar noi nu le vindeam, le foloseam numai noi, pentru noi. Și atunci dați seama că noi aveam, să dăm și la alții aveam, sincer vă spun. Și atunci mâncam foarte, foarte des. Mâncam foarte, foarte, uitați, asta deja și le-am curățat, până aici e curățat, aici nu, uitați, asta e curățat aici, o să le separăm, o să vă arăt, și asta e curățat. Atunci atâta dovleac aveam, vă spun sincer, că dădeam și la alții, dar atunci la țară știți că și vecinii și toată lumea avea, mai ales în grădină. Cine stă la țară și are grădină, cred că nu exista om să n-aibă în grădină. Nu ca acum. Acum nu mai pune nimeni. Ați văzut. Acum pune numai chiar cine se ocupă cu așa ceva. Că adevărul, vă spun sincer, acum lumea nu mai se chinuie. Tot e scump, apa e scumpă, să lucri.
nu-i mai cine să lucră, că tineretul, vedeți că-s plecați din țară, au rămas numai bătrânii și ei, săracii, cât le trebă lor, le cumpără din piață, nu mai să chinuie să sacă, să facă, să... cum era mai de mult, dar mai de mult să merita, sincer. Și să merita să pui, că, cum v-am spus, era în familie mare și trecea, chiar trecea foarte des, ne făcea. Și din asta se poate face nu numai plăcintă. Vă spun sincer, deci eu știu să fac din dovleac până și dulceață, credeți-mă. Uitați, din dovleacul ăsta se poate face dulceață, sincer. Deci chiar se poate face. Acum eu nu mă pun să fac dulceață, că... dar vă spun că se poate face din ea nu numai plăcintă, și dulceață, și tot ce vreți. Mâncare, supă cremă, se poate face felul 2, pireu, deci ce vrei faci din ea. Vă spun, e o legume foarte bună și cu îi place, e și hrănitoare și se poate face multe feluri. Dragii mei, uitați-vă aici cât avem, că e plină masa aici, rănim toată strada cu dovleacul ăsta mare ce avem. Îi mulțumim la sora mea pentru că ne-o dat, să fie sănătoasă și ea și toată familia, să-i dă Dumnezeu sănătate și noroc, să mai pună, să ne mai deie săraca. Ea tot timpul, de câte ori merem noi la ea, tot timpul, tot ce are săraca în grădină, tot timpul ne dă. Nu vinim niciodată cu mâna goală de la ea. E foarte ca lumea, soră mea, să știți. Bine, soră mea aia lasă. Ea nu lucră în grădină, ea lucră și nu se ocupă cu grădinărituri, cu ăsta, ea lucrează. Așa că asta numai, ea stă acasă și nu lucră și atunci normal, ea pune în grădină, are de toate și adevărul că are și grădină mare, are loc, are unde să pună. Și dacă ai păcat, nu? Să nu folosești locul. Că uitați, ați văzut că am filmat acolo. Au avut de toate în grădină. Așa e, dacă ești un harnic și lucri, ai de toate, da. Și asta știi sigur că e de casă, bio, nu-i stropit, nu-i tratat cu nimic și ceva sănătos. Așa că mai avem puțin și gătăm. Nu mai avem mult. O să... oh. E greu, să știți că e greu să ia coja. Uitați cât am curățat. Cât mai avem, Miriam? Să știți că Miriam mă filmează de data asta. Uitați, asta, partea asta e curățată, v-am spus și vă repet, nu rămâne așa, dragii mei, că o să mai vină spălat, o să vină aici șterg și după aia o răzălim și punem mai în pungi. Ai ăsta, ăsta și el, alea. Da, am partea aia, dar nu-i lipai, mami. Dar să știți că Miriam mă ajută foarte, uite, foarte, foarte mult. Ați văzut că ea filmează. Uite și dacă asta. Dacă Maria nu e acasă și nu ne poate ajuta, ne ajută Miriam. Gata, ți le-am întors pe toate care au. Dar nu trebuia să le întorci. Ea le-a întors să vedeți câte mai avem. Lasă-le, mami, că trebuie curățată. Oh, uite că are coajă urâtă. Nu-mi place cum e coaja la ea, dar... mai am găsit-o. Ce-ai găsit? Da, mai? Hai să le luăm. Da, era aici, între asta. Și da, trebuie... să știți că mere greu curățatul. Am crezut că mere mai ușor, dar... e foarte tare coaja la ea. Doamne, câte avem!
Dar e bun, îmi place foarte mult. Nu știu dacă vouă vă place, v-am spus că mie îmi place enorm. Și dragii mei, o să vedeți, acum eu o să spăl, o să răzălesc, o să-mi iei o grămadă de timp, dar o să vă și fac ceva din ea. Poți să mânci dovleac cu crud? Poți, dacă vrei, dar acum nu mânca așa, că trebuie spălat și rece, mama. Te doare gâtul, Miriam. Miriam, să știți că vrea să mânce crud. M-a întrebat dacă se poate mânca crud. Să știți că n-are gust rău, dar normal nu să mâncă mami crud. Am o să gust, să vezi ce gust are, să poate, dar să mânci din ea, nu. Că... Are gust de măr. De măr? Dragii mei, deci are gust de măr. Dar să știți că e dulce și deasă. E așa, cum să vă spun, știți că este dovleac care e apos. E așa, nu e așa dens și e apos. Ăla nu e așa de bun la gust. Ăsta e o fi dulceac. E dulce, mie, cum e? S-o să gust și eu să văd cum e. Hai să tăiem de aici un pic. Dar ce rece, wow! Îi nu mai mâncat deloc, că e rece. E mai bun așa decât copt. Ce rece, ui! Bine, stai cu minte, te rog. Să știți că e foarte, foarte rece, nu se poate. E dulce, e bună, dar e foarte rece, o să ne doare gâtul. M-a înghețat și mâna pe ea. Știți, zici, v-am mai spus, a fost afară, dragii mei. Acum a trebuit asta aruncat, să aruncăm. Deci, dragii mei, uitați-vă aici, dovleacul toate curățate, ăstăiate curățate, spălate. Și acum o dăm pe răzălitoarea asta mare și o să le punem în pungi. Asta o să le punem la congelator. O să revenim cu un alt video unde o să vă arătăm rețeta care o să facem cu plăcinta. Că din dovleacul ăsta mare, gândiți-vă că nu putem să o facem odată. O împărțim în 5-6 porții ca să le facem, fiindcă asta o să le pună în pungă la congelator. Și din ce mai am acolo un ghiuvetă care le-am spălat și am lăsat să se scurgă, aia o să împart ca să punem și plăcintă, o să facem și rețetă din ea. Deci o împărțim așa în porții și o să vină și făcut și pus la congelator. Deci acum, dragii mei, ați văzut, v-am arătat că am tăiat-o, am curățat-o, vă arăt că o să le răzălesc și le punem în pungi din asta așa, la porții, cât folosim noi odată. Acum vă spun la revedere și o să revenim cu o altă rețetă. Vă pup, vă mulțumesc și vă spun la revedere!